Vă mulțumesc, domnule președinte. Infrastructura României se dezvoltă într-un ritm accelerat. Este privilegiu și plăcerea mea să mă adresez astăzi, după ceva vreme, în fața dumneavoastră cu subiectul infrastructura națională. Toată lumea din această sală știe, la fel ca și mine, importanța vitală a infrastructurii pentru viața oamenilor, pentru comunitățile României și pentru economia națională care este în creștere. Sunt sigur că nu trebuie să detaliez publicului de la noi deficitul de infrastructură rutieră din zona Moldovei, de exemplu, pentru care s-a vorbit foarte mult, iar Ministerul Transporturilor, condus în proporție covârșitoare de miniștri de dreapta în ultimii 30 de ani, nu a făcut nimic în acest sens. Scopul meu, când vă vorbesc astăzi, este de a face cunoscut faptul că dezvoltarea corectă a infrastructurii de transport este, în primul rând și mai presus de toate, un obiectiv primordial al Partidului Social-Democrat actualul guvern cu Ministrul Social Democrat la Transportul Sorin Grindeanu a realizat modificări majore în ceea ce privește legislația, a deblocat zeci de șantiere în toată țara. Astăzi construim ceea ce ne-am propus, iar autostrada care va lega orașele Moldovei de București devine o realitate, la fel cum se întâmplă și cu A1 Sibiu-Pitești, autostrada din jurul capitalei sau drumurile expres Pitești-Craiova și Brăila-Galații. România cheltuiește mult pe infrastructură acum decât s-au făcut în ultimii 30 de ani. Vremurile s-au schimbat. Acțiunile noastre aduc beneficii evidente pentru economie, locul de muncă în construcții reprezintă în prezent o pondere semnificativă și vreau să-i asigur pe român că nu ne vom opri aici. Dar rețineți, politica nu a fost și nu este niciodată ușoară. Astăzi, cei care nu au fost în stare de nimic atunci când au guvernat se plâng și ne critică. Plâng pentru că noi construim, în timp ce pe ei nu-i mai crede nimeni. Vreau să le transmit românilor că lipsa drumurilor de mare viteză, a autostrăzii care traversează munții sau a care leagă Moldova de sudul țării, nu va mai reprezenta o piedică în viitorul apropiat. Toate vor fi gata cu noi la guvernare și vor aduce beneficii mari pentru populație. Cu PSD, infrastructura României se dezvoltă într-un ritm accelerat. Vă mulțumesc!